Anumite companii de stat sau anumiți furnizori al statului sunt obligați să treacă prin poștă ca să țină poșta în picioare. E foarte posibil. Uite, am auzit argumentul ăsta că, cred că l-ați văzut, ăsta cu Amazon. Cumva Amazon a profitat de aceste subvenții prin poștă. Da. A fost un mod indirect de a trimitea prin, da, prin poștă. Da, cred că și la noi se întâmplă asta, la EMAG. La... Da. Ce? Bine, la noi nu, are... Nu se mai... Nu. La noi nu se are da. Curieratul lui. Dar Amazonul, da, trimiteam foarte multe chestii prin poștă. Alți români. Nu știu, pe Mises, nu știu, cred că era un articol al unei. Uite cum ajută, cum o corporație subvenționată de stat. Indirect. Deci aici e știi ce... Deci dacă i-ar fi penalizat asta, poate era mult mai greu.